Ministerul Mediului a anunțat ieri cea mai mare reorganizare a instituțiilor din subordine din ultimii 30 de ani, urmând ca unele să fie comasate. Se înființează Garda Națională de Mediu, Ape și Păduri prin reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu și a Gărzii Forestiere Naționale. Ministrul Mediului Mircea Fechet anunță că unul dintre motivele reorganizării este ca avizele și autorizațiile să fie obținute dintr-un singur loc. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus astăzi în consultare publică proiectul de ordonanță de urgență privind implementarea unor prevederi din legea numărul 296 din 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung în domeniul mediului, apelor și pădurilor, precum și pentru modificarea unor acte normative. Crearea unei instituții unice de control va elimina lacunele de competență dintre diversele instituții aflate în subordinea Ministerului. Astfel vom avea o singură instituție puternică, capabilă să gestioneze specii complexe pe toate domeniile gestionate de Ministerul nostru, a precizat Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea Fechet, citat în comunicatul de presă. Garda Națională de Mediu, Ape și Păduri va fi creată prin comasarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și structurilor teritoriale din subordinea acesteia. Noua instituție de control preia și de la Administrația Națională Apele Române activitatea de inspecție a apelor și personalul cu atribuții de inspecție a apelor.